De săptămâna trecută, de când a ieșit din carantină la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva, s-au reluat internările. Locotenent colonel dr. Constantin Vlase, aflat la conducerea unității medicale din Deva, a vorbit despre schimbările care s-au făcut în spital în ultima vreme. Am crescut treptat capabilitatea spitalului de a prelua pacienți. S-au definitivat de amenajat toate spațiile necesare echipării, dezechipării personalului medical pe care le-am organizat a fi efectuate în mod centralizat pentru a ne asigura că toată lumea face ceea ce trebuie să facă. La fiecare intrare din tură, chiar și la ieșire din tură, am fost alături de cei care au venit la serviciu, le-am făcut instruiri, prelucrări, am avut discuții, am reparat anumite sincope, oamenii nefiind obișnuiți cu aceste proceduri. Și aici țin să mulțumesc colegilor din echipa mea care m-au susținut că singur n-aș fi putut fără ajutorul dumnealor. Comandantul militar al spitalului din Deva a anunțat că acesta este unul dedicat în totalitate pentru COVID-19, dar a precizat că pacienții infectați sunt tratați și de celelalte afecțiuni de care suferă, toți internații având și alte boli asociate. Mai există încă o mică capabilitate care urmează să fie deschisă, după care probabil că finalul acestor sărbători pascale va prinde întreg Spitalul Județean de Urgență Deva, clădirea lui principală cu secțiile din interiorul spitalului, funcționale în proporție de 100%, atât cât poate fi capacitatea acestui spital în aceste vremuri. Pentru că nu este vorba numai despre secțiile de boli infecțioase, de secțiile de terapie intensivă, care sunt totuși niște secții micuțe cu puțini medici, ci pur și simplu este vorba despre integrarea tuturor secțiilor din această instituție. Pacienții cu infecție COVID sunt pacienți cu diverse patologii, cu patologie cardiovasculară, cu patologie neurologică, cu patologie de medicină internă, și suplimentar, în aceste vremuri au dobândit și această infecție. Monitorizarea lor, în fapt, înseamnă stabilizarea situației lor clinico-biologice, înseamnă, în principiu, tratarea comorbidităților, afecțiunilor, care, cu siguranță, că poate fi făcută mult mai bine de către specialistul din patologia respectivă, cu consilierea infecționistului în echipă putem rezolva și problemele care țin de natura specialității boli infecțioase. Spitalul din Deva este singurul de tip COVID-19 din județ, unități de suport fiind cele din Hunedoara, Orăștie, Lupeni și Vulcan.